Bun găsit tuturor! Suntem la Laguna Albastră, un loc care este foarte des de turiști care vin în Islanda. Este o atracție turistică destul de costisitoare și în funcție de tratamentele pe care vrei să le faci aici, poți lăsa și până la 500-1000 de euro pe zi dacă vrei să ai parte de pachete complete. Laguna Albastră este un lac cu apă termală cu niște proprietăți deosebite pentru tratarea unor afecțiuni dermatologice. În spatele meu voi încerca să rotesc încet. Este aici, este centrala care face posibilă Laguna Albastră. Prin ea se extrage din subteran apa geotermală, care apoi, prin pompe, este, care sunt iarăși în spatele meu, este transportată până la laguna pe care o vedeți din nou în spate. Laguna Albastră este, așa cum v-am spus, pentru turiști un loc de interes maxim datorită culorii apei și datorită serviciilor de foarte înaltă calitate care sunt oferite. Problema este că prea puțini turiști cunosc faptul că Laguna Albastră este un loc unde dacă intri în apă, lași la o parte tot felul de energii negative. Laguna este asemenea unei sugative care scoate din tine toată energia negativă și n-ai să întâlnești localnici islandezi care să vină să se bage în apă, Tocmai din această idee, că laguna purifică prea mult. Și continui filmarea din mașină, pentru că în Islanda vremea acum este soare, peste 20 de secunde este nor și peste încă un minut începe ploaia. Și uite că acum plouă torențial afară, chiar dacă acum. 10 secunde când filmam afară, era soare și bine mersi. Deci vreau să merg mai departe cu filmarea pentru că vreau să vă povestesc ceva despre România și o să vedeți cum vreau să leg lucrurile. Eram la capitolul în Islanda, n-ai să întâlnești foarte mulți islandezi care vin să facă baie în Laguna Albastră, tocmai pentru că Există această teorie că laguna albastră este plină de deșeurile și încărcătura energetică negativă a oamenilor care vin aici, de pe întreg globul. Și imaginați-vă că această lagună este vizitată cam de 2 milioane de oameni pe an. Facem un calcul așa la vreo 5-6 ani cam câtă energie se adună. E frumos de vizitat, e frumos să vii aici să bei un suc, dar, repet, localnicii nu se bagă în apă. Ei au locurile lor, piscinele lor, zonele cunoscute de ei unde fac acest lucru, deoarece în Islanda apa are proprietăți curative. Dalminter, la chiuvetă curge apă termală și apa poate e potabilă din orice colț al Islandei, de oriunde vrei să bei, de la toaleta din parcare, de la chiuveta toaletei din parcare sau de la chiuveta de acasă. Bun, și de ce vă vorbesc eu astăzi despre Laguna Albastră din Islanda? Pentru că cineva mi-a adresat o întrebare pe Facebook despre uh, locuri încărcate energetic din România și ce e bine să facem când ajungem să, să le vizităm. Întrebarea fusese lansată în contextul în care recomandasem acestei doamne să viziteze uh, și în veche. Și ori n-a căutat pe Google, ori -a prea fost, ori poate n-am explicat eu foarte clar. Uh... Ea s-a dus la șinca veche și a fost foarte drăguț că s-a dus la șinca veche, însă încerc să așez imaginea aici, să mă vedeți cât mai bine, doar că m-a întrebat după ce a fost la șinca veche, bun, eu m-am dus, m-am dus, dar și ce, de ce m-am dus eu acolo și am zis, a, Frate, trebuie să explic tuturor să știm despre ce e vorba. Pentru că, întrebare, mi-am mintat, era un banc uh, care nu se poate rosti aici, ceva cu doi motani, cei care știu, știu. Și era un motan mic care ne întreabă pe motanul mare, nene, mai stăm, mai stăm, mai stăm pe aici, sau plecăm, măcar? Că eu am cam înghețat. E exact asta era ideea. M-am dus la șinca Veche, dar eu de ce m-am dus frate la șinca Veche ca să fac ce? Și pornind de la Laguna Albastră, în care, la care oamenii și turiștii se bulucesc ca la maglavit, dar habar n-au că se încarcă de energiile negative ale celorlalți, vreau să vă povestesc despre zone de interes energetic din România. Desigur, este absurd să credem că putem acoperi toate zonele respective într-o singură filmare și probabil vor mai exista două, trei filmări pe această temă. Uh, vreau să încep prin a vă povesti despre șinca veche, cel puțin din perspectiva experiențelor mele pe care le-am avut cu șinca veche și vor mai exista, deci asta este prima parte a unui mini-episod, unui mini-serial, în care voi vorbi și despre alte zone de interes energetic. Deci, astăzi vorbim despre șinca veche, care deci, încă ceva, de la început precizez. N-am să vă dau locațiile unde sunt aceste zone de interes, pentru că eu consider că cine trebuie să ajungă găsește. Și cum găsește? Există Google Search, Google Maps, n-am -am cum să vă dau coordonatele geografice. Oricum, este și încă veche, este în zona Sibiu, Făgăraș, localizată. Și este o mănăstire rupestră. Mănăstirea aceasta rupestră, istoria care este prezentată turiștilor, e că a fost folosită de vechii călugări, ca zonă de refugiu atunci când veneau otomanii să-i omoare. Ei, ideea este că această mănăstire rupestră, de fapt, are o istorie mult mai veche. Este, are șapte mii de ani de datare și este considerată a fi un punct energetic de maximă importanță pentru România, fiind un portal energetic activ. Și, și uh, șinca veche este compusă din șinca veche mănăstirea, care este pe partea de sus a unui ideal. Foarte frumoasă, este o mănăstire de maici, liniștită, curată, chiar foarte drăguț de vizitat. Dar jos, la baza acestui ideal, se află Peștera, adică Mănăstirea Rupestră, care am înțeles din discuțiile pe care le-am avut cu paznicul de acolo că ar fi proprietate privată. Este foarte frumos și foarte bine întreținută. Iar parcul sau grădina, nici nu știu cum să o denumesc pentru că este un parc montan mai degrabă, este extrem de frumos, este extrem de bine întreținut și îngrijit și ți se pare că ești într-un adevărat colț de rai atunci când mergi la șinca vechi. La șinca vechi eu mă voi referi astăzi doar la mănăstirea rupestră, nu la mănăstirea de maici. Mănăstirea rupestră, în fața ei se află și un râu care are o apă cu proprietăți energetice speciale care te face să te uh, încarci energetic. Știu că există teorică. Bei apa și te vindești. Pe bune, adică ești în ultima fază de cancer, bei un litru de apă și te vindești. Nu e chiar așa. Uh, ea contribuie. Ea contribuie la încărcarea ta energetică. Dar dacă tu, ca persoană, nu-ți schimbi felul de a gândi, felul de a te comporta, felul de a-ți privi viața și de a te raporta la viață, atunci poți să bei și toată apa din Dunăre, că nu este vindești de nimic. Deci, în primul rând, această apă are proprietăți energetice de încărcare, de uh, hidratare energetică, dacă vrei să spunem, a corpului uman, dar ea funcționează doar în combinație cu o atitudine sănătoasă vis-a-vis -vis de viață și de energiile care alcătuiesc viața. Lângă acest râu se află, așa cum v-am spus, mănăstirea rupestră, care este o peșteră compusă din patru camere. Două sunt vizitabile, două sunt închise vizitatorilor pentru că există pericolul să cadă stânci și pietre. Ideea este că ce am apreciat foarte mult este că proprietarii sau cei care dețin acest lăcaș nu au intervenit absolut deloc în, în a aduce îmbunătățiri. Așadar, Structura de 7000 de ani a acestei pește rupestre este păstrată intactă. Nu o să vedem icoane, nu o să vedem desene, nu o să vedem Maricica îl iubește pe Gigi, și nu o să vedem tot felul de inscripții cu Gigi a fost pe aici și a scris tembel pe pereți. Pentru că noi se pare că avem acest obicei când mergem, simțim nevoia profundă să ne lăsăm numele pe toate gardurile, dar știți cine și lasă numele pe garduri și etc. etică. Dar partea bună este că, din fericire, la șinca veche, nu o să vedem așa ceva deloc, deloc, deloc. Și asta este un lucru foarte bun. În, ca, înăuntru șincăi vechi este un, un fel de strapontină de lemn prin care pătrunde lumina dintr-o gaură în tavan, lumina zile, lumina soarelui și dacă te așezi pe acel pătrat, pe acea structură de lemn, să te bată lumina, din nou te încarci energetic. Și în anumite momente speciale, chinocții, solstiții sau anumite sărbători religioase, lumina soarelui cade exact pe acel pătrat de lemn. Ce a fost interesant odată am fost cu bunica mea la Șinca Vechi, am dus-o să viziteze și am făcut o fotografie, i-am făcut ei o fotografie când stătea pe acest pătrat de lemn și a fost foarte interesant că în fotografie a apărut și aura ei. Despre acest lucru am auzit de la mai multe persoane că se poate întâmpla să se fotografieze aura în Șinca Vechi. Înainte de a vă spune ce e bine să faci în șinca veche, am să vă mai povestesc o întâmplare. Eu sunt din fire foarte curioasă și uh, l-am abordat pe paznicul care era acolo să-mi povestească despre șinca veche și i-a spus omul era foarte uh, uh, refractar și timid și nu vroia să vorbească pentru că nu vroia să fie considerat ca fiind sărit de pe fix dacă îi pun întrebări. Și el începe să-mi spună și i-a spus Dom, domnule, eu sunt astrolog, nu e pus să spun spui orice, că eu chiar cred pe bune ce și zice, da, dar nu vreau să râdă de mine. Lasă-mă că nu râde nimeni de mine. De Tine și uh, el s-a deschis și a fost foarte drăguț, și mi-a arătat un album cu poze pe care le-a făcut de-a lungul anilor, și mi-a povestit că în uh, șinca Veche este de fapt un, uh, un uh, portal care uh, te conectează la energiile uh, lumine văzute. După o scurtă pauză, reluăm, pentru că aici vântul era atât de mare încât începuse să-ți mașina și a zis, mamă, ne răsturnăm și hai să oprim filmarea, să nu <laughs> filmez când cade mașina. Dar până la urmă s-a reglat treaba și suntem ok. Uh, și mă întorc la povestea cu paznicul, care mi-a explicat că este un portal între două lumi, între două dimensiuni, între dimensiunea a treia și dimensiunea a patra. Și, uh, și mi-a arătat o felul de poze Pornind de la sfere de lumină până la structuri geometrice care alcătuiau Merkaba. Merkaba fiind acel vehicol energetic care ne ajută să trecem între dimensiuni și este reprezentat de două piramide, o piramidă cu vârful în sus și o piramidă cu vârful în jos tot de la portar am aflat și, că, și, chiar îl cred că cea mai bună perioadă când te poți conecta la energiile emise de șinca veche este între ora 12 la prânz și 16 la prânz. Deci între orele 12 și 16 și este foarte, foarte, foarte important să nu nimerești cu zeci de turiști care se bulucesc în peșteră fără să știe de ce vin este foarte important să vin în liniște, să vii cu respect și dacă nu crezi în astfel de lucruri mai bine abține-te de la comentarii și aici chiar vreau să fac o mică paranteză să divaghez puțin după care să mă reîntorc la șinca veche pentru că filmarea aceasta este făcută pe 14 octombrie când e ziua Sfintei Parascheva, o crotitoare a Moldovei și sunt astrolog, nu sunt cel mai religios om de pe planetă, în sensul, am propria mea concepție despre religie. Nu cred în preoți care sunt îmbrăcați în aur și au merțanul la poartă. Nu cred că atunci când mori trebuie să cotizezi cu vreo milioane să te bage careva în groapă și să-ți cânte nu știu ce. Uh nu sunt fană dat cu capul de podele și nici pupat diverse. În schimb, chiar cred că există energii, chiar cred că există o formă superioară de energie care ne conduce. Făcând astrologie, eram complet atei la începutul astrologiei și acum chiar cred cu tărie că există ceva pentru că nu poți să te uiți la harta unui om și fără să-l cunoști, fără să fi interacționat cu el niciodată, tu să îi povestești niște lucruri despre viața lui, privind niște cerculețe. Deci, ceva informațional există. Și eu sunt de principiul că atunci când nu înțelegi ceva despre religia, cultura, ritualurile unui popor, a unui om, a unei comunități, nu râde de ele pentru că habar n-ai despre ce vorbești și despre ce faci. Deci, Repet, nu sunt adeptă, nu știu, cărul pe lerinaje, nu, nu prea, dar nu înseamnă că nu respect uh, credința celor oameni. Și am observat în spațiul, de aia vă divaghez acum, am observat în spațiul virtual, PFB și nu numai, că foarte mulți oameni spuneau se duc aia să lingă oase, se ducă aia să facă nu știu ce. Fratele meu, îți vine acasă la tine în bucătărie să o facă? Nu. Se leagă de viața ta cu ceva? Nu. Păi, de ce te lești tu de ei? Știi, noi ne batem cu cărămida în piept că suntem ezoterici și suntem cu energiile și avem nu știu ce viziune universală, dar când vine vorba de ritualul, credința și manifestarea spirituală a altor persoane, când nu le înțelegem, punem mâna pe bolovan și începem să aruncăm în ei. Lăsați-i în pace să facă ce vor, noi cu noi, ei cu ei și toată lumea e foarte fericită pe planetă. Deci, de, uh, și la această filmare sunt convinsă că vor fi voci care vor spune Alexandra Bați Câmpii și Razna și am să vă spun că fiecare este liber să exprime orice dorește și fiecare are voie să facă ce vrea. Și eu aici exprim pentru oamenii care mă ascultă și care mi-au adresat această întrebare: dau explicații, vă povestesc despre ce este vorba, și voi veți trage propriile voastre concluzii și vă veți forma propria voastră opinie vis-a-vis -vis de aceasta. Dar, repet, atunci când nu înțelegi și când nu știi despre ce este vorba, mai degrabă îndepărtează-te de subiect îndepărtează-te din zona respectivă dar nu începe să, să râzi, să jignești pentru că nu știi cu ce te pui poate să fie sau poate să nu fie dar dacă este și acum mă reîntorc la șinca și după ce v-am povestit ce e cu poza și cu albumul pe care l-avea portarul vă voi povesti în continuare la ce e bună șinca veche din perspectiva ezoterică și ce e bine să faci și ce nu e bine să faci și când e bine să te duci și când nu e bine să te duci. În primul rând, un avertisment foarte clar. În șinca veche, nu se intră dacă ești cu depresii, nu se intră dacă ai tendințe suicidale, nu se intră dacă ești uh, pe un psihic labil emoțional dar la bilul ăla emoțional care te tăvălești pe jos în spume și intri în tot felul de transe. Repet, nu jignesc, nu râd de oamenii care au astfel de manifestări, dar dacă ai aceste manifestări, mai bine stai acasă și nu te băga în șinca veche. Deoarece, așa cum am mai spus, șinca veche este unul dintre cele mai puternice portaluri pe care le are România. Acest portal te ajută să călătorești astral, aflat într-o stare de relaxare și de meditație. Te ajută să te încarci energetic. Îți potențează capacitățile energetice pe care corpul tău le are. Prin urmare, dacă tu ai tendințe suicidale sau ești în supra-depresie diagnosticată, Îți dai seama că îți va potența aceste stări, nici vorbă să-ți le amelioreze sau să-ți le anihileze. Și încă veche, se spune că este Templul Ursitelor și te duci acolo să te măriți. Frate, nu am fost acolo, m-am maritat deloc, m am fost de 100 de ori și nu m-am maritat. Și foarte bine. Asta e tendința populară. Nu. Acolo te duci ca să-ți. O... Dacă ai o viață foarte agitată, dacă ai o viață foarte stresată, dacă ești supraîncărcat cu tot felul de bazaconii energetici, ești obosit, supărat, nu mai ai chef de nimic, te duci acolo să te relaxezi și să ți încarci bateriile, dar din nou amendament foarte special, nu dacă ai diagnostice de depresiv de la medic. În șinca veche nu se intră cu gloata. Nu se intră buluc. Tu ai nevoie să fii în șinca veche, singur cu tine și cu gândurile tale. Iată de ce eu întotdeauna am recunosc, recomandat ca în șinca veche să te duci în cursul săptămânii, în afara sezonului vacanțelor, pentru că atunci nu vine foarte multă lume și poți intra între ora 12 și 16, bine mersi, și să te bucuri de șinca veche atât timp cât, cât consider tu necesar. Poți să stai un minut, poți să stai o oră, poți să stai trei ore, poți să stai zece ore. Nu se doarme în șinca veche, nu te apuci să te muți în șinca veche, pentru că te supraîncarci energetic și nu vrei să devii o bombă cu ceas. Toate sunt cu măsură, toate sunt cu măsură în viață și la fel se întâmplă și pe șinca veche. Când ajungi acolo, în primul rând am tot auzit teorii că atunci când intri pe ușă vezi un perete și stai cu mâinile în sus la perete și faci nu știu ce și nu. Uh, poți să te duci la perete, dar nu ești la zidul plângerii în Israel, da? Uh, te duci, uh, eu, Personal când intru, intru în a doua cameră unde în stânga și în dreapta ușii sunt doi bolovani. Eu mă așez întotdeauna pe un bolovan și stau acolo și mă gândesc la ale mele și tot timpul transmit energiilor mesajul ajutați-mă să ajut și aștept să primesc următoarele teme și următoarele lucruri pe care le-am de făcut în X timp. O lună, o săptămână, jumătate de ani, depinde cât vreau eu să pun algoritmul. E bine să intri în încă veche având o zi de post de la carne, fără să consum băuturi alcoolice, fără să consum cafea și fără să consumi băuturi excitante. Deci intrăm pe o zonă de curățare, cât de cât a corpului. Uh, e o, un loc în care poți să-ți spui o dorință, nu neapărat ca să se împlinească, ci să se clarifice dacă a, lucrul pe care ți-l dorești este bun și benefic pentru tine sau este doar ceva pe care vrei să-l faci pentru că cei din jur te sfătuie să faci. Deci încă veche ajută foarte mult la clarificarea destinului, drumului și deciziilor pe care le ai de luat. încă uh, veche este un loc în care uh, energetic vorbim, vorbind ne putem conecta la... Uh, Energia ghizilor noștri spirituali. Și, în funcție de personalitatea și atitudinea față de viața fiecăruia dintre noi, putem înregistra trăiri deosebite, putem face fotografii deosebite. Spre exemplu, eu când am fost în șinca veche, am făcut fotografii în care au apărut niște cercuri de lumină în jurul meu și iar este o foaie de hârtie care spune nu atingeți altarul de piatră sau nu mai știu exact, era un anunț acolo. Am în fotografii treptat e apărut, era foaia de hârtie după care căpătase formă de dreptung, după care căpătase formă de cub. Deci se tregea dintr-o dimensiune în alta. Și ce va fi foarte interesant, dacă te vei hotărâ să vizitezi șinca veche, timpul nu mai are coordonate acolo. Au fost momente în care am intrat în șinca veche, mi s-a părut că stau o zi și am stat 5 minute și au fost momente când am intrat în șinca veche și am, stat, am crezut că am stat 5-10 minute și am stătusem 4 ore. Deci timpul nu mai are coordonate iar eu personal, de fiecare dată când am ieșit din prim... șinca veche, după ce am vizitat-o, în decurs de 2-3 ore am primit fie un telefon, fie viața a făcut niște alegeri pentru mine care mi-au așezat foarte bine drumul vieții. Deci eu recomand și șinca veche celor care sunt stresați, sunt obosiți, nu mai știu cine sunt ei, și caută să-și găsească răspuns la întrebările și la drumul vieții și la destinul pe care îl au. E important însă, atunci când ajungem și în caveche, nu tu să dai coordonatele. Da, îl vreau pe Gigi Mare, frumos și brunet. Și sunt pregătit pentru o relație sau sunt pregătit pentru un nou loc de muncă, sunt pregătit să îmi cumpăr casa care îmi trebuie mie sau mașina care îmi trebuie mie. Nu spune tu universului ce vrei, ci lasă universul să-ți aducă ce ai nevoie. Dragii mei, aceasta e o primă parte a episodului despre... Ce vizităm, ce facem, locuri de văzut, pentru că, repet, nu numai islandezii au Laguna Albastră și noi avem, slavă Domnului, în România milioane de lucruri de vizitat. Astăzi s-a făcut că s-a întâmplat că am filmat de la Laguna Albastră și uh, e prima parte a serialului în care voi vorbi despre lucruri de văzut în România. Până atunci vă îmbrățișez cu drag, aștept mesajele voastre, aștept sugestii și idei despre locuri de vizitat. Vom vorbi despre multe, că sunt multe de spus, și uh, scrieți-mi pentru că citesc toate mesajele voastre. Nu uitați, apăsați butonul subscribe, dați un like. Subscribe înseamnă abonează-te în limba română. Ajută pentru indexare, ajută ca acest canal să fie recomandat și altor oameni. Dragilor, vă pup și să avem o zi cât mai frumoasă!